Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun găsit la Tommy's Vibes! Avem un invitat special astăzi în emisiune, care s-a ținut de cuvânt, așa cum eu de altfel mă așteptam. Domnul viceprimar Ionuț Rusu, bună ziua, bine ați venit! Sărămâna, bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație! Și colegul Cristian Hagi, jurnalist Constanța 100% și Tommy's TV. Bună ziua, Cristian! Bine ai venit! Îmi dați voie să fac o glumă la început de emisiune, ca să fie atmosfera așa destinsă, să-i spunem bun venit în rândurile noastre ale jurnaliștilor, doamnei Felicia Ovanesian, care debutează în televiziune. Doamna a plecat din poziția de city manager, colegă fiind cu domnul Rusu în primăria Constanța și acum este colegă cu noi la televiziune. Domnul Rusu, dacă vă invită, că va modera o emisiune, mergeți în emisiunea doamna Ovanesian? Noi n-am fost colegi, am muncit amândoi în primărie. Eu sunt ales local, dânsa a fost city manager. Colegi de etaj, colegi de Foarte clădire. Foarte colegi de etaj, aveți perfectă dreptate. Da. Deci veți merge dacă vă invită la o emisiune? Haideți să vedem dacă mă invită. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l vedem. Bun. Astăzi discutăm, este o continuare a emisiunii de săptămâna trecută, în care l-am avut invitat pe directorul de la DGTS, domnul Emil Ionescu Nechita. De această dată, domnul Ionuț Rusu este prezent în emisiune. Scandalul din sportul constanțean, care a izbucnit așa, sau cel puțin noi, cei din presă, am luat cunoștință de el, la sfârșitul anului 2023, odată cu postarea dumneavoastră pe Facebook, prin care cereți demiterea conducerii DGTS-ului. Demiterea conducerii. Mai întâi vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat și vreau să vă mai mulțumesc că mi oferiți posibilitatea să demontez minciunile care au fost puse în această emisiune, nu de dumneavoastră, și cu regret aș putea să spun că n-ați avut șansa să verificați toate minciunile care v-au fost puse exact în această emisiune. Ne-a trimis documente, domnul Ionescu, pe care le-am și... Haideți să le luăm pas cu pas, să vedem despre ce minciuni spuneți dumneavoastră că a vorbit domnul Ionescu săptămâna trecută. Eu, când stăm de vorba astăzi, aș vrea să nu vorbim despre persoane, decât într-un singur caz, vorbim despre instituții. Okay. Pentru că atacul la persoană și un lucru pe care îl dezavuiez, dar când vorbim despre instituții, vorbim despre sport. Astăzi sunt la dumneavoastră, așa cum dumneavoastră m-ați invitat, pentru a vorbi despre sport în general și în particular sportul constanțean. Și astăzi am venit la dumneavoastră cu documente, așa cum spuneți și dumneavoastră, care să arate și să demonteze toate minciunile pe care le-a spus fosta conducere a direcției și să înțelegeți dumneavoastră de ce am cerut demisia conducerii, managementului acestei direcții. Deci spuneți, am cer scuze că vă întrerup, fosta conducere, pentru că eu l-am întrebat pe domnul Ionescu în emisiune și domnul Ionescu este în continuare director executiv la DGTS. Sau era săptămâna trecută când noi am realizat emisiunea. În domnia sa, un director plin la DGTS nu mai este de ani de zile și întotdeauna se fac numiri de către... S-au făcut numiri de către ministru când încă era minister, după aceea de doamna ministru Lipă, acum când este agenție, odată la 6 luni. La domniei sale nu i-a mai fost prelungită numirea de director executiv plin, astfel că el din 50 și ceva de puncte mai este responsabil de vreo 8 puncte. Printre care nu, deci există nu este responsabil. Doi directori adjuncți, niciun director executiv plin de vreo 6-8 ani de zile, dacă nu mă cred, și doi adjuncți, mai bine. Fiecare cu, probabil că mă, fiecare cu felia lui. Domnul Ionescu și doamna Gurgu. Exact. Cineva are majoritatea punctelor pe care trebuie să le facă și cineva are câteva puncte despre acest lucru. Unul dintre... spune așa, ca să înțeleagă lumea. Directorul Ionescu se ocupă de articolul 12, 17 și așa mai departe, da, fără să le explice, și doamna se ocupă de alte puncte. Uh-huh. Eu cred că sunt mai mult egale, dar mă rog, face parte din conducere. Domnul Ionescu Nichita Emil Jean, director executiv adjunct de gradul 2, îi se deleagă atribuțiile de la punctele 9, 31, 34, 45, 46. De exemplu? Păi e ordinul. Păi da. Da. Nu le știți pe de rost. Nu le știu pe de rost, ar fi anormal exact să le știu pe de rost. Cantitatea și restul... nu contează, poate calitatea e mai importantă decât cantitatea. Da, păi da, ca le putem să studia împreună, le putem studia împreună și vă uitați și dumneavoastră. Da, ați spus că nu le știți, nu le știu nici eu, recunosc. Da. Dar știu că ambii sunt directori executivi adjuncți. Dar în alt ordine de idei,
când a venit la dumneavoastră, a vorbit, cred că, în nume personal. Așa a spus. Șocat m-am uitat la emisiunea dumneavoastră și am văzut ce s-a întâmplat aici. De asta am acceptat cu drag invitația la dumneavoastră după ce am văzut emisiunea. Și aș începe cu ce s-a întâmplat pe data de 23. Vă rog. Că așa este cel mai corect, să vorbim din punct de vedere al datelor cu documente. Bun. Pe data de 23 am fost informat la începutul zilei de CSM că avem un incident, după care am citit în presa națională, de unde probabil și dumneavoastră ați preluat pe data de 23, colegii din presă au preluat această informație, că în Constanța, în locul derbiului de basket feminin, se va întâmpla un spectacol care ulterior am aflat că este un spectacol de manele. Este irelevant ce fel de spectacol se întâmpla, puteți fi și de muzică simfonică. Noi vorbim de faptul că pe data de 23 nu s-a disputat acest meci cu Sepsi și a avut loc un concert de manele. Bun, pe data de 23 am vorbit, după ce am aflat din presă, am vorbit cu directorul de la CSM și l-am întrebat, i-am spus, acum urmează sărbătorile, este clar că instituțional nu se muncea până pe data, pe 27 era prima zi de muncă, și i-am spus, vreau o informare scrisă cu exact ce s-a întâmplat de la bun început, astfel încât i-am zis pe data de 28 maxim, vreau să am această informare să știu ce decizie iau. Pe data de 28 am primit informarea, am discutat pentru că informarea era destul de stufoasă și știam la momentul respectiv că nu este primul incident de această natură în sala de jocuri, să nu se desfășoare doar antrenament și meciurile din diferite competiții. Și atunci pe data de 28 am făcut acea informare către doamna ministru Lipă, în care, și am trimis-o pe data de 29, am și postat, în care i-am cerut demiterea conducerii. La vremea respectivă, vă spun sincer, nici nu știam cine este director, și pur și simplu am cerut demiterea pentru că nu era primul incident. Și acum aș vrea să vă povestesc de ce am cerut această demitere. La dumneavoastră în emisiune, domnul care era prezent și colegul dumneavoastră a spus că gestul pe care l-a făcut el este unul imoral, dar total legal. Absolut fals. O minciună care poate fi demontată foarte scurt prin ordinul 2, 3, 4, 5... Vă referiți la organizarea concertului în sala sporturilor? Da, și la orice altă activitate. Deci la faptul că... La concertul, în cazul de față, ți-am căurăgat. Despre acest concert este vorba, da. În ordinul de ministru, care este din 2010, scrie clar, pentru folosirea bazelor sportive și a unităților de cazare se vor aplica următoarele priorități. Asta este ordin de ministru, legea după care ei funcționează. Sunt până la punctul H, la punctul G spune așa, unde se încadrează clubul sportiv municipal și alte cluburi sportive care nu sunt sub egida ministerului. Activități sportive organizate de alte structuri sportive, în speță CSM Constanța, iar următorul punct în ordinea priorităților, alte activități decât cele sportive. Deci nu numai că această conducere nu a respectat, a spus că este imoral, este și ilegal. Știți-vă, eu nu înțeleg de ce e ilegal. Acolo scrie că ai voie să faci alte activități. Mai citesc o dată. Mai citesc o dată. Pentru folosirea bazelor sportive și a unităților de cazare se vor aplica următoarele priorități. Punct. Priorități înseamnă că ai voie, dar le prioritizezi, evident. Ai voie să faci un spectacol în sala sporturilor? Da. Ai voie. Ce e ilegal acolo? Foarte simplu. Mai întâi se organizează activitățile sportive organizate de structuri sportive și dacă nu ai activități sportive, abia atunci, păi în zilele libere... Domnul Talpe știa. A fost informat de la începutul lunii.
că va fi acolo un concert. Ajungem, știa domnul Talpeș? Ajungem și acolo. Mă rog că nu e aici domnul Talpeș, nu, că ajung, ne invită. Îl puteți invita, dar ajungem, da, și acolo, lăsați-mă. Ai voie să faci un spectacol. Da. După ce... Dacă sala e liberă... Dacă și sala vrea, este liberă... Deci ai voie, nu e ilegal. Dar ba da, este ilegal, încă o dată. Deci, domnule, ai voie să faci spectacol? Ai voie. Dacă respecti prioritățile date de... Dar mie ca și cum ai voie să faci un spectacol. Am înțeles. Păi nu, puneți problema absolut greșit. Asta mai... puneți problema greșită. Respectăm prioritățile. Asta păi dacă prioritatea este mai întâi activitatea sportivă, abia după activitatea sportivă, dacă nu ai sala liberă și revenim atunci, se pot organiza orice fel de activitate. Și aici avem o discuție. Exact, aici avem un... Erau patru jucători accidentate, era în interesul tuturor să nu se discute. Nu mai informat, nu mai niciun s-a spus aici. Eu spun ce spun oamenii. Nu, mai vă să spuneți ce a spus un anumit personaj. Domnul Ionescu. Mergem mai departe. Tot aici la dumneavoastră s-a spus că prețul pe care l-au luat, pe care l-au primit, tariful orar era de 200 de lei prin ordin de ministru. Asta era suma anul trecut, în 2023. Înțeleg că suma a crescut din 2024, de la începutul anului. Nu, stimată doamnă, Și această informație este o minciună. Haideți să vă arăt ceva. Toate informațiile sunt publice. Decizia internă numărul 95 din data de 3-11-2021, o decizie internă a celor de la... Deci 3 noiembrie... A DGTS sau ANS? A DGTS. 3 noiembrie 2021, da? 3 noiembrie 2021, în care se spune așa. Decizie. Începând cu data de 3 noiembrie 2021, se vor aplica următoarele tarife de folosire a bazelor sportive ale DGTS Constanța. Ne oprim doar la sala polivalentă, că despre sala polivalentă este vorba. Sala sportilor. Nu intrăm în alte subiecte, că nu e gata. Că nu este gata, da. Federații Sportive Naționale, 80 de lei plus TVA. Federații Sportive Naționale, altele decât loturile olimpice, la care se încadrează și CSM și celelalte cluburi sportive, 105 lei fără TVA. Alți beneficiari decât cei de la punctele A și B, 200 de lei. Acest ordin este din data de 2021. Director la data respectivă, doamna Cristache Florina. Deci aceste tarife sunt din data de 3 noiembrie 2021. Este o decizie, și unde scrie, în ordinul pe care... la care am făcut referire, doar pentru sălile, este pentru aceste săli polivalente, polivalente de sport și așa mai departe, baze sportive, este decizia directorului la momentul respectiv. Deci este o decizie internă de 200 de lei, nu este ordin de ministru, este o decizie internă pe care domnul la care făceam referire o putea schimba oricând, printr-o dispoziție. Trebuie aprobat cumva de către ministru, dar se decide aici. Poate să fie 80 cum plătește CSM sau de două ori mai mult, 200 Nu trebuie aprobat de ministru. Este o decizie internă, este un singur semnal. Se comunică ministerul. Se comunică, dar de la comunicare la aprobare e o distanță mare. Și cum spuneți că 200 de lei e puțin, nu? Eu n-am spus că este puțin, am spus că este mult. Păi și care e problema atunci? Problema este că au spus domnul că nu, el a făcut doar din ordin de ministru. Eu încerc să spun că toate aceste lucruri se fac local, nimic altceva. Păi, bun. E totuși mult sau puțin 200 de lei pe oră? Nu, eu sunt în măsură, ei sunt cei, că e baza lor. Ca să știe lumea, 200 de lei pe oră înseamnă vreo 4760 de lei, că atât a fost contractul. Adică firma care organiza n-a plătit 200 de lei și gata, sau 400. A plătit 4760 de lei, cam atât. Mi-am plăcut țancă uraganul, mă rog. Dar atât a plătit firma. Și ca să mai facem o comparație, ca să înțeleagă lumea dacă e mult sau puțin, că e important și asta, nu? Teatrul Oleg Danovski, pe care se pune două instituții să reabiliteze și care arată cum arată, are o capacitate, e lângă noi, de 431 de locuri. Din care cu vizibilitate, scrie pe site-ul lor, și cu audiție optimă, sunt numai 360. Știți cât e biletul la Oleg Danovski? Nu știți, că n-ați fost de mult. Bun, la Oleg Danovski biletul este pentru aici elevi, studenți. Știți cât este biletul la Oleg Danovski? Nu știu cât este biletul. Vă spun cât este. Pentru elevi, copii și studenți, biletul este 10 lei. Ergo. Deci, dacă vrei să închiriezi sala Teatrului Oleg Danovski cu tot cu spectacol, cu reprezentație artistică, oameni care muncesc, care își dau sufletul acolo, pentru elevi și studenți plătești 3.600 de lei. Oamenii ăștia, și repede, nu-mi place țancă uragan, nu am ascultat niciodată, n-am ascultat manele nici măcar în particular așa, nici când mă îmbăt, că nu mă îmbăt. Au plătit 4.700 de lei.
Eu cred că este o sumă corectă pentru sala sporturilor, pentru oamenii care trebuie să-și ia cumva salariile de acolo. Domnul știți Hagi, cât câștigă directorul de acolo? Dar știți cât nu câștigă? Face subiectul acestei discuții și noi să vă duceți într-o direcție nu absolut incorrectă. Vorbim de, a spus, noi vorbim, 200 de lei. Păi nu, eu n-am discutat păi despre sumă. Lumea o să înțeleagă că directorul ăsta a venit și a dat sala cu 200 de lei. Stai să mă fac înțeles, poate nu m-am făcut înțeles. Păi nu, poate nu m-am făcut eu înțeles. Ok, vă scuz. Punctul acestei discuții nu este vorba despre putea să fie și 1000 de lei pe oră. Este irelevant care este suma pe care eu o hotărau. Nu acesta face rostul acestei discuții, ci faptul că în această emisiune și în tot ceea ce a declarat, dânsul a spus, nu, cum să fac eu aceste lucruri, toate sunt prin ordin de ministru. Eu vreau să pun accent pe un singur lucru. Sportul în Constanța primează orice altă acțiune. Nu contează că prețul este mare sau mic, este ulterioară oricărei activități sportive. Despre aceasta este vorba în această emisiune. Prețul nu face rost discuție. Și că ați spus despre teatru... Aici vă înșelați. În această emisiune, eu ca invitat și ca jurnalist, consider că unele puncte sunt relevante. Dumneavoastră le puteți considera irelevante, dar prețul este relevant în opinia mea. Putem să avem decizii, nu știu, opinii diferite. Dar în opinia mea, prețul este relevant. Nu puteți să-mi spuneți că nu e relevant cât a plătit. A, că se aprobă și eu nu știu detaliile astea, că n-am venit să-l apăr pe domnul Ionescu. Nu, domnul Ionescu pur și simplu a spus nu mă interesează. Că nu a făcut nimic. Tot ce s-a făcut legal. Și din potrivă, domnul Ionescu chiar a spus că urmează, cred că la începutul lui februarie, să mai aibă loc încă un concert, nu știa exact cu cine. 100. Pe mine mă interesează și de asta am venit, care e soarta sportului și ce se întâmplă. Păi despre aceste lucruri, eu am venit să vă demontez toate aceste lucruri. De legalitate. Pe domnul Ionescu l-am văzut prima dată în conferința de presă la care nici măcar nu m-a invitat ca să vedeți ce relație am. Nu a vrut să mă invite în conferința de presă. De unde această idee că am eu ceva cu domnul Ionescu? Vorbesc de mine. Pentru cei de acasă care nu au văzut emisiunea, pe scurt, DGTS-ul susține că a existat o discuție cu Andrei Talpeș, președintele CSM-ului, în care domnul Ionescu l-a informat pe Andrei Talpeș că are această propunere, ofertă, ce-o fi, de concert. Domnul Talpeș a zis foarte bine că oricum eu am jucătoarele accidentate și meciul nu va avea loc. Este vorba despre meciul cu Sepsi. Deci aici noi relatăm fiecare ce a spus trebuia celălalt. Trebuia să sună pe domnul Talpeș, da? Să ne spună dacă într-adevăr a fost... Păi probabil știe domnul Rusu. Da, apropo de ce i-a spus domnul Talpeș. Domnul Talpeș i-ar fi spus... E ok, dă-i bătaie, nu e nicio problemă, sala e liberă. După care DGTS-ul a organizat, a luat banii cei 4.000 și ceva de lei de la firma respectivă, a avut loc concertul Țancă Uraganul și apoi, iată scandalul. Bun. Așa. Ce știți dumneavoastră de la CSM? Păi, ce spune eu vă CSM-ul? Arăt documentele oficiale și vorbim pe documente, nu pe povești vânătorești. Cum funcționează relația între direcția județeană și orice club sportiv? Că este în cazul de față cel municipal. Cei de direcția județeană cere la începutul fiecărui an competițional, un program competițional. În cazul de față a fost cerut, mai mult decât atât, chiar în luna octombrie 2023 le-a mai fost pusă o întrebare dacă își mențin programul și să îl comunice. După care, cei de la Direcția Județeană de Sport nu fac altceva decât o informare, și am să vă citesc câteva exemple, în care spun astfel. Și acum vorbim despre concert, despre data de 23. Și haideți să citim. De la Direcția Județeană către Club Sportiv Municipal, adresa numărul 5152 din 4 decembrie, da? Da. Din momentul în care spune că s-a vorbit. În care spune așa, în această adresă și vă rog mult de tot că să fim atenți la date și veți înțelege de ce. Și spune așa, către Club Sportiv Municipal, în atenția domnului director, vă comunicăm prin prezenta că în perioada 20-23 a 12-a 2023 va avea loc la sala sporturilor Simona Amânar un eveniment de muzică live, The Mood Events, organizat de The Lord Farm. Și acum scrie cu negru pe alb: prin urmare, sala de jocuri va fi indisponibilă pentru alte activități de antrenament sau competiții. Vă mulțumim pentru cooperare. Stilul acesta, în care
cei de la direcție, direcția nu stă la dialog și am să vă arăt ulterior de ce vă spun acest lucru, așa este comunicarea între direcție și orice club sportiv, că este municipal, că este privat. Direcția spune, la data cutare, noi organizăm, vă rugăm frumos, revizuiți. Deci această adresă a fost data de 4. Începutul lunii decembrie, da. Chiar pe data de 4, când spune că l-a sunat. Și de ce vă spun că este important? Pe data de 7, tot de la club, niciun răspuns de la Clubul Sportiv Municipal. Da? Deci ce semn a răspuns? Niciun răspuns după această comunicare și veți înțelege de ce. Ascult. Pe data de 7, după ce contractul a fost semnat, că a fost semnat pe data de 5 cu concertul, de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, în atenția domnului director, vă comunicăm că prin prezenta, că în perioada 21-23 va avea loc în sală același eveniment, prin urmare, sala de jocuri va fi indisponibilă pentru orice alte activități de antrenament sau competiții. Vă rog să luați măsuri pentru eventuale programări de meciuri în această perioadă. Bun. Pe data de 8, de la Clubul Sportiv Municipal, pe un formular al Federației Române de Basket, de amânare a meciului. Deci a doua zi după ce au primit această adresă. Și de ce vreau să vă spun aceste date? Ca să înțelegeți calendarul competițional. Solicitam Clubul CSM Constanța din data de 8-12 către ACS Sepsi Sfântul Gheorghe. Vă rugăm foarte frumos. Spune așa. În calitate de gazdă solicit ca jocul din cadrul campionatului național dintre CSM și Sepsi, programat inițial pe data de 23-12, ora 18, să fie reprogramat la o dată ulterioară în localitatea Constanța, iarăși este foarte important, în sala sporturilor Simona Mânar, deoarece sala sporturilor din Constanța în perioada 21-23 este ocupată. Au trimis pe data de 8. Deci asta e răspunsul CSM? Către Sepsi. Către Sepsi. Asta e răspunsul CSM, către Sepsi. Da. A semnat talpe și așa ceva? Nu-i bine ce a făcut. Ascultați până la capăt. Ascult, o să vă spun și de ce nu e bine. Ascultați până la capăt. De amânare. De la Sepsi, da, pe data de 17-12 se primește refuz. Practic, aici a fost problema. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că pe data de 4, când este vorba astăzi, campionatul pentru prima dată în România, campionatul de basket feminin, Sepsi, care în fiecare an a ieșit campioană, are un concurent serios și acesta este CSM Constanța. Astăzi, punctajul este următorul. Sepsi, 16 puncte, CSM, 16 puncte, Aradu, 16 puncte. Sunt trei echipe care se bat pentru primul loc. Și acum, pe data de 4, a fost meciul cu Arad în Constanța. Chiar pe data de 4, când a fost trimisă această scrisoare. Pe data de 12, pe data de 9, a fost meciul cu Rapid. Ambele meciuri câștigate de CSM Constanța. Și pe data de 23 ar fi trebuit să fie cu Sepsi. Acum, nicio echipă normală la cap nu o să-și piardă avantajul terenului propriu. Că despre acest lucru era vorba. Sepsi, văzând ce se întâmplă aici, a încercat să joace pe un teren neutru. Înțeleg că i-au invitat, da. Sepsi a propus mai multe variante. Să se joace la Sfântul Gheorghe sau să se joace la București. CSM a refuzat. Bineînțeles, și înțeleg perfect acest refuz, nu se pierde avantajul terenului propriu. De ce vă spun aceste lucruri? Și o să vă arăt la un moment dat cum am pierdut medalia de argint la handbal. Din aceleași motive, pentru că au cei de la direcție, că de asta am cerut demisia acestei conduceri, și cu handbalul au făcut la fel. Au jucat în altă parte, ne-am antrenat în altă parte și am pierdut medalia de argint pentru că noi nu am jucat acasă. Meciul nostru de acasă s-a jucat la Megidie. Cristi, de ce a greșit Andrei Talpeș pentru că a semnat acel document? Dar stați o secundă să-mi termin ideea, că era vorba și de jucătoarele accidentate. Când această cerere către CSM a fost făcută de direcție și când s-a spus că aveau 4-5 jucătoare, nici nu mi-aduc aminte cât numărul jucătoarelor, CSM Constanța de 6 luni are câteva jucătoare accidentate
și ele, din nefericire, nu se pot recupera, nu știu dacă se vor recupera până la sfârșitul campionatului. Singurele jucătoare accidentate. Dacă pe data de 4, domnul care a fost rămas la emisiune știa el sau ar fi avut această discuție și mai erau încă două meciuri, că înainte de meciul cu Arad erau jucătoare accidentate, înainte de meciul cu Rapid erau jucătoare accidentate, el și mama Omida probabil știa câte jucătoare vor fi accidentate. Nu au fost jucătoare accidentate. Mai mult decât atât. Când s-a spus că s-a vorbit cu el să se programeze meciul pe data de 28, pe 28 este pauză competițională. Pauza de Crăciun și pauza între ani. De pe data de 24 până pe data de 6 ianuarie nu se organizează competiții. Nu avea cum să fie pe data de 28 organizată o competiție. Nicăieri. De ce v-am spus atunci cu data de 20 și cu data de 21? Pentru că tot la dumneavoastră a fost pusă o minciună, că a fost cu gala și că l-a rugat frumos pe data de 20 pe 21 se organizeze gala, astfel încât să aibă și el sala liberă. Păi, pe data de 20 a fost un meci de basket masculin în sala Constanța. Meci de basket amânat tot din cauza direcției județene pentru un alt eveniment. Acest meci de basket nu mai putea fi amânat, trebuia să-și fie jucat pe data de 20, era ultima dată când se mai putea juca. Deci cam aceasta este situația cu ce s-a întâmplat. Și toate aceste lucruri, uitați-le, sunt fix la mine. De ce vă spun că acest lucru nu este pentru prima dată? Și de asta am spus, aceasta este enough is enough. Haideți să ne mai uităm și m-am dus în spate doar pe anul 2023. Pe 20 ianuarie 2023, la fel, același stil. Către Clubul Sportiv Municipal, urmare a acțiunilor din calendarul competițional pe anul 2023, respectiv, și acum țineți-vă bine, Cupa Fermierului, Cupa Română de Airsoft, vă supunem atenție exact același lucru. Aici se execută, nu se discută. Asta încerc să vă spun. Proprietarii sunt cei de la Direcția Județeană. Administratori. Proprietarii sunt. Da, ei sunt proprietarii. Este chiriaș. Aici nu se discută. Bă, rugăm frumos, asta este calendarul. Și uitați, vă supunem atenție faptul că sala sporturilor nu va fi disponibilă pentru antrenamente în intervalele sus menționate. Și aici, în această perioadă, secția de handbal a fost nevoită o săptămână să se antreneze în Megidia fără public și meciul decisiv pentru locul 2 și 3 a fost jucat la Megidia. Noi acolo am făcut egal, am pierdut medalia de argint când am jucat cu publicul. Eu de asta vă spun. E posibil să fi pierdut. Nu știu dacă ar fi. Eu vă spun publicul în general. Stați ca să este complice la o infracțiune, domnul Talpeș. Dar vă trebuie să spuneți așa. Ce se întâmplă aici, în cazul acesta, este ilegal. Trebuia să aibă prioritate sportul, da? Ok. Domnul Talpeș este înștiințat și ce face? În loc să facă o plângere penală împotriva directorului, așa cum ar trebui, pentru că directorul comite o infracțiune, stă și face hârtii către federație. Domnul Hagi, dumneavoastră nu înțelegeți că aici se execută, nu se discută? Păi nu, eu înțeleg că legea e lege. Păi nu, dar legea... Dacă a încălcat legea, domnul Talpeș are pregătire de ce? Dumneavoastră, în casa dumneavoastră, primiți sau nu primiți musafiri în funcție de ce considerați dumneavoastră. Nu e că musafirii plătesc în cazul dumneavoastră. Dumneavoastră a spus așa, că încalcă legea. Dacă a încălcat legea, Direcția Județeană de Ascultați aici. De ce Dumnezeu nu s-a dus domnul Talpeș să facă o plângere penală? A făcut? Domnul Hagi, ascultați. La cererea pe care v-am zis eu din data de 20, ia fiți atenți, răspunsul de la CSM. Având în vedere adresa înregistrată, aceea din 20, în care îi mută de acolo, privind din... vă facem cunoscut, vă informăm că în perioadele menționate, aici
ce vă spuneam, în perioadele menționate, secțiile de handbal, volei și basket ale clubului sportiv municipal sunt angrenate în campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale care se regăsesc în calendarele competiționale stabilite în lunile august-septembrie 2022. Asta în 2023. Și mai spune așa, exact la ce faceți dumneavoastră referire. În baza ordinului 2345 din data de 13-12-2010, privind normele de folosire a bazelor sportive și a unităților de cazare aflate în administrarea instituțiilor din subordinea Autorității Naționale pentru Tineret și Sport, prioritare vor fi după cum urmează. Enumerează ce am prezentat mai devreme și aici ce spune? Menționăm că nu există nicio altă bază sportivă unde să se poată derula competiții sportive oficiale, mai cu seamă că acestea vor fi televizate și asta ar aduce un prejudiciu de imagine atât Direcției Județene pentru Sport și Tineret, cât și Clubului Sportiv Municipal. Având în vedere cele precizate mai sus, ne bazăm pe faptul că veți respecta prevederile Ordinului 2345, neîncălcând prevederile legale și nu veți periclita buna desfășurare a activității CSM, respectiv sportul constanțean. Deci asta credeți, s-a întâmplat în 2021, da? Credeți că s-a întâmplat ceva? La dat în judecată? Credeți că s-a întâmplat ceva? Nu, doamne, nu s-a întâmplat nimic. Care se zice a făcut DGTS. Dacă a încălcat legea domnul Talpeș l-a dat în judecată pe director de la DGTS sau direcție sau ANS, n-a făcut nimic, vă spun eu. De ce n-a făcut nimic domnul Talpeș? Asta ar trebui să vă întrebați. Domnul Talpeș are pregătire juridică, nu? CV-ul lui spunea că a terminat un master la Spiru Haret și, mă rog, cred că o facultate domnul de drept, la Universitatea Ecologică undeva. Dată, ar repet. Fi trebuit să știe lucrurile domnul astea. Noi suntem chiriași. Faptul că el nu a făcut cei deci de la direcție... Faptul că el a încălcat legea va determina pe dumneavoastră să faceți ce? O hârtiuță. Și după aceea să puneți punct și să cereți nu demisia. Nu este adevărat. Ba da, atât ați făcut. O hârtiuță. Domnul, și o postare pe Facebook, domnule Rus. Stimate... Două hârtiuțe domnul. Și o postare pe Facebook. Mai mult decât atât. Asta cred că dumneavoastră. Trei hârtiuțe, patru hârtiuțe. I-ați făcut plângere penală, nu i-ați făcut. V-a convenit toată această situație. Domnul Hagi, aveți răbdare până când voi spune absolut tot și veți fi lămurit de absolut tot. Mai mult decât atât. Pe data tot în 2023, în noiembrie, de data asta către Club Sportiv Municipal, către Club Sportiv Universitar și către Handball Club Omer, că aveau mai mulți, tot așa, o informare de a face, nu de a sta la discuții. Ca să înțelegeți de ce am cerut demisia acestei conduceri. Și de fapt cum sabotează ei sportul constanțean. Vă informăm prin prezenta că în data de 9-12 între orele 19-21, în data de 13-12 între orele 13-22 este indisponibilă pentru activitățile de antrenament și competiții sportive. În acest sens vă rugăm să luați măsurile ce se impun pentru derularea activităților sportive. Aici, în această perioadă, s-a organizat, cred că, spectacolul cu Dan Purix, ceva de genul acesta. Domnul Rusu, dar stați o secundă. Deci e clar că DGTS-ul are dreptul legal să organizeze aceste spectacole fără să pericliteze, dar prioritizând. Eu asta am înțeles eu. Cetățeanul conform de pe stradă. Legii. Eu astăzi sunt cetățeanul de pe stradă. Cristi Hagi e mai specialist. El a fost la conferință. Nu, cunoaște speța da, mult mai în detaliu. Eu am înțeles așa că DGTS-ul are dreptul. Acum, eu văd o grămadă de hârtii prin care DGTS-ul informează CSM-ul referitor da. La datele la care sala este indisponibilă. Eu aș putea să presupun, de bună credință, că au existat discuții informale între conducerile celor două entități și, ca urmare a acestor discuții informale, DGTS-ul doar aduce la cunoștință pe hârtie Din fericire, ar fi fost bine să se întâmple. Eu așa cum am înțeles că a existat o relație foarte bună de 2 ani. Nu, dar știți ce se întâmplă în moment? Nu este prima dată când cei din direcție pur și simplu trimit aceste hârtii, iar toți ceilalți trebuie să se descurce. Să facă ce au de făcut ca ei să-și găsească Andrei în altă parte. Mic despre asta de 2 ani de zile, care are toate pârghile necesare. Ce se mai are contracte cu toată presa aproape din Constanță? Are toate pârghile necesare să-și facă o zi punctul de vedere. De ce nu face? Eu cred că au fost câteva lucruri care au ajuns la doamna ministru și la domnul ministru, lucruri care s-au întâmplat și vă voi da exemple de atitudini luate. Așa, acum, dă cu voia dumneavoastră, aș merge la Final Eight, unde s-a întâmplat
plângerea penală la care spuneți, unde spuneți dumneavoastră că nu s-a luat niciun fel de atitudine. Și că abia peste un an de zile am auzit aici, au fost scoase filmulețele și așa mai departe. Haideți să vedeți în presa locală. Filmulețele cu... Este vorba despre acel filmuleț în care Emil Ionescu este arătat jupuind, că nu știu cum înainte să spun de altfel, a discuta despre presa locală, trebuie să ne spuneți câte contracte de promovare de CSM cu presa locală. Păi asta ar trebui să întrebați pe domnul Talpeș. Păi nu, că știți dumneavoastră. Păi eu nu am de unde să știu. Știe domnul Talpeș? Păi chiar vă rog frumos să întrebați pe domnul Talpeș. Ar trebui să ne spună înainte, să vedem dacă sunt cu P sau nu sunt cu P. Că dacă sunt cu P, știți, deja v-a prezentat. Păi eu cred că nu sunt cu P. Păi haideți să vedeți despre ce este vorba. În replica de Constanța, Andrei Talpeș, președinte CSM, Constanța acuză DJTS de sabotaj. CSM Constanța face plângere penală direcției județene. Să nu mai vorbim de colegii mei. Păi am tot respectul pentru toți colegii mei. Da, eu am respectul pentru toți. Dar eu vreau să vă spun că acest lucru pe data de 13... Ce a apărut în presă. Nu, nici n-am mai spus. Da. Nici n-am mai spus. CSM Constanța face plângere penală direcției județene. Bun, deci când a făcut CSM Constanța pe data de 13 februarie. Și de 13 februarie 2023, da? Da, da. Da. Referitor la povestea cu bannerele referitor și la cu sponsorii? Povestea cu bannerele și tot aici la dumneavoastră, țineți minte ce v-a spus aici, că nu li s-a cerut acordul și că toți banii de la Mozart au venit, de la sponsorul Mozart au venit de la Clubul Sportiv la Municipal. CSM, da. La dumneavoastră aici. Da. În campionatul trecut și în timpul Final Eight, cei de la Mozart nu sunt sponsorii CSM, sunt sponsorii federației. Nici un leu nu a venit de la Mozart la Clubul Sportiv Municipal. Toți banii se duc la Federația Română de Basket. Și am demontat prima minciună vis-a-vis de banii aduși la CSM. Haideți să vă citesc mai departe, că dumneavoastră ați citit, vi s-a citit aici, doar jumătate. Pe data CSM, evenimentul Final Eight, să reținem aceste date, s-a întâmplat între 11 și 15 februarie. Pe data de 13 februarie, când a fost acel eveniment nefericit și televizat, că n-au reușit să refacă acele panotaje și acele abțipilde, pe data de 13, evenimentul nefericit la care vă fac referire s-a întâmplat dimineața, în timpul semifinalei, înainte de semifinală. Dar fiți atenți aici. Către direcția pe data, deci am zis așa, între 11 și 15 februarie 2023 a avut loc Final Eight, pentru prima dată în Constanța. Pentru prima dată în Constanța. Ce e Final Eight? Finala de basket. Finala ce de basket? Basket, campionatul mondial, campionatul național. Prima dată când a venit acest eveniment în Constanța. Bun. Pe data de 21, către direcția județeană pentru sport și tineret, prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că turneul Final Eight al Cupei României la basket masculin va avea loc în perioada 11-15 februarie și a fost atribuit în premieră Constanței în organizarea CSM. Vom face tot posibilul ca și acest, este un text mai lung, la final vom face tot posibilul ca și acest Final Eight al Cupei României să fie nu doar despre basket și despre spectacol, entertainment și comunitate. Pe 20 ianuarie. De la Direcția Județeană de Tineret și Sport către Clubul Sportiv. Stimate domnule director, din 1 februarie, urmarea adresei dumneavoastră cu numărul 512, cea de dinainte, din 20 ianuarie, având număr de înregistrare, vă asigurăm de întreg sprijinul instituțional în vederea organizării în bune condiții a turneului final, Final Eight, al Cupei României. În acest sens, vă rugăm a ne comunica în timp util direcțiile de colaborare, astfel încât spectacolul sportiv să fie o reușită atât pentru constanțeni cât și pentru cei de țară. Și acum, pe data de 9 februarie, înainte de Final Eight, către direcția județeană, având în vedere adresa, vă rugăm să ne permiteți branduirea terenului sălii sporturilor Simona Amânar conform specificațiilor solicitărilor venite din partea Federației de Basket. Pe data de 8, către DJTS. Răspuns. Pe data de 10.
Domnule director, urmarea adresei dumneavoastră, cea pe care v-am citit-o adineauri, vă comunicăm acordul nostru referitor la branduirea suprafeței de joc în cadrul sălii sportului Simona Mânar. Păi da, dar discuția era dacă două sau patru banere acolo nu reiese. Și mie mi se pare că discutăm... Vorbim despre niște amatori și de o parte, da, și de alta. Și la dejuteze și la ce nu, eu vreau să... Domnul Rusu, mă spuneți, niște amatori amândoi. Păi de faci un contract și în acea adresă spui că branduim. Păi cu ce? Faci o anexă la contract, că poate branduiești cu un film porno, cu ceva. Cu ce? Domnule, trebuie să faci o anexă, să om de afaceri, știți foarte bine. Ambii sunt de vină aici, ambii sunt de vină. Sunt și DGTS. Absolut greșit. Absolut greșit. Ce se menea? Branduirea. Eu aici nu vin să vă vorbesc despre ce se menea. Eu am venit să vă vorbesc despre sportul constanțean și despre Direcția Județeană de Tineret și Sport. Păi această branduire, care era din septembrie, deci din septembrie, pentru că nu numai la basket, și la volei, și la handbal, federațiile au o anumită branduire. Mafia aia din Sonu Mafia, nu. Cum să-i spun altfel ca să nu greșesc? Cine sponsorizează, știți? Pe cine? Pe ăștia de la handbal. Pe ăștia de la handbal, pe de cine? De la basket, de la o casă de pariuri, nu? Federația. Da, da. Păi, când dumneavoastră vorbiți despre federație, rugămintea mea este să vă adresați federației. Federația. Știți cine sponsorizează? O casă de pariuri. O casă de pariuri, v-am spus adineauri, Mozart. Da. Că despre ei erau vorba. Exact așa. Și eu am luat. Această branduire este făcută de către Federația Română, nu de către CSM. Înțeleg, domnul Rusu, dar este ca, cum să spun, am senzația că vorbim despre copiii mici de la grădiniță. Ăla vine cu patru banere, ăla spune nu cu patru, ba cu două, ia le pastea două, mă apuc eu să le iau, nu știu ce. Subiectul duceți în altă direcție și am să vă și explic de ce. Aici la dumneavoastră n-ați avut șansa să verificați. Am avut acces la hârtiile pe care le-a adus domnul. Asta încerc să spun. Domnul, eu am venit să vă povestesc pe baza hârtiilor și nu pe baza poveștilor ce a spus domnul, ce a spus conducerea. Văzut o parte. Eu de asta v-am și spus. De asta v-am și spus că de fapt și de drept toate aceste lucruri s-au întâmplat și ăsta este un alt motiv pentru care am cerut demisia, pentru că ce s-a întâmplat pe data de 23 nu a fost altceva decât încununarea tuturor lucrurilor absolut anormale care se întâmplă în direcția județeană. Ce nu înțeleg eu, îmi cer scuze, trebuie să spun asta. Andrei Talpeș a condus un club sportiv cu mult înainte să conducă CSM-ul, da? BC Atleticu. Deci oamenii ăștia... De asta, domnul Talpeș a lucrat la Raja vreo 10 ani, îi executa stilit pe cei care nu își plăteau facturile la apă, ca să înțelegem. Da, deci nu provine așa. Asta e background-ul lui. Ideea este că 2017. Andrei Talpeș și Emil Ionescu... Nu ți-ai plătit apa, vine Talpeș. Vine Talpeș și ți... Foarte bine, okay. E o meserie cinstită. Andrei Talpeș și Emil Ionescu se cunosc de foarte mulți ani. Au colaborat de foarte mulți ani. Ok, acum, recent, Andrei Talpeș conduce acest CSM, da? Care plătește către direcție cam jumătate din buget, zic bine? Clar, din bugetul DGTS-ului vine, ca să ne lămurim, nu Andrei Talpeș din buzunarul lui, din buzunarul nostru al tuturor. Că asta înseamnă... Din taxele constanțenilor. Exact, asta spun. Banii constanțenilor. Despre asta este vorba. Aveți deci banii... perfectă dreptate. Asta înseamnă CSM-ul. CSM-ul nu e o entitate așa venită de undeva. Înseamnă o entitate sportivă făcută din banii constanțenilor, plătită din banii constanțenilor. Andrei Talpeș în momentul ăsta este urmărit penal într-un dosar, alături de primarul Virgil Chițac și de domnul Alin Vintilă, corect? Documentul 3, Cătălin. Bănuiesc să le arătăm să știe lumea, nu vorbește. Bănuiesc că toată lumea este de acord că există prezumția de nevinovăție. Nu cred că este cazul, nu este subiectul acestei discuții. Nu, dar este... Cumva este când un șef de CSM este acuzat de șantaj, s-ar putea să nu doar de complicitate la abuz în serviciu, ci și de șantaj. Cum este, domnul Hagi, subiectul acestei discuții când eu, Ionuț Rusu, am venit la dumneavoastră să vorbim despre sportul constanțean și dumneavoastră vorbiți despre persoane. Păi, vorbesc despre CSM. Păi și eu în toate declarațiile și toate acțiunile pe care le-am făcut, eu nu sunt altceva decât susținătorul sportului constanțean. Eu cred că ce s-a întâmplat la CSM ar trebui să fie în vizorul procurorilor prin simplul fapt, prin modul în care a ajuns domnul Talpeș acolo. Și dacă vreți, detaliem. Știți cazul Cherecheș?
Nu suntem foarte departe, domnule, de cazul Cherecheș. Ați vorbim făcut despre un caiet de sarcini. Vorbim despre aceste subiecte într-o emisiune în care sunt documentate. Dacă nu vreți să vorbim, eu vreau să vorbesc despre ce doriți dumneavoastră. Dar eu vreau să vorbesc documentat cu dumneavoastră. Când vorbim despre sportul Constanțean, după cum dumneavoastră mă duceți spre mine, foarte multe lucruri în spate. Ați înființat un club sportiv municipal. L-ați numit director interim. Primăria Constanța și consilierii locali. Ați numit un director interimar. Consilierii au votat, domnule, ne-am lămurit. Da. Când ați făcut un concurs, documentul 1 Cătălin, ați spus acolo că am venit și eu cu documente, că știam că vezi cu documente. O condiție specifică pentru ocuparea concursului. Da, am și vorbit atunci, am scris. Cred că am și vorbit la momentul respectiv. Candidatul trebuie să dovedească absolvirea unui program internațional de management sportiv organizat de către o entitate internațională recunoscută pe domnul Hagi, internațional. Ce bună întrebare, ce bună întrebare. Domnul Hagi, astăzi când eu sunt la dumneavoastră și vin în fața dumneavoastră și în fața celor care se uită, vorbim despre mizerile care se întâmplă în sportul Constanțean. Este un lucru absolut normal, domnule Hagi, să avem oameni care știu cu ce se mănâncă sportul Documentul Constanțean. Documentul 2. Da? Domnul Tampeș, dar rugămintea care a mea fost este... singurul... Păi lăsați-mă acum să vorbesc și eu, că ați vorbit jumătate doar. Domnul Tampeș scrie invitat, în CV... Dumneavoastră bănuiesc că m-ați invitat să mă ascultați. Păi da, nu, cred că ăsta este unul motivele pentru care sunt aici. Nu mai eram aici, eram pe hol și vorbea singur. Vă ascultam de pe hol. A absolvit FIBA Academy Managers Program în octombrie 2017. Atât. Octombrie 2017. Am verificat toate concursurile organizate de cluburile sportive municipale din țară. Toate! Nu sunt 42. Câte am găsit? 7-8. Cerința aceasta specifică este numai pentru clubul sportiv municipal. Numai pentru asta. Dar nu vă dă de gândit. Știți de ce a fost Cherecheș condamnat? Că la 70.000 și pagă să-l angajeze pe unul ăla. Aici n-a fost vorba de șpagă, Doamne ferește. Dar condiția aceasta specifică n-avea ce să caute aici. Ați făcut-o pentru ca domnul Tampeș să ajungă știți, aici? Domnul Hagi, că toate acestea au fost în transparență. Știu. Și toate aceste lucruri... Domnule Rusu, consilierii locali au votat niște prostii cât capul lor de mari. Domnule locali. Hagi, vă rog să vă adresați colegilor mei consilieri când le spuneți aceste lucruri. Păi le-am spus tuturor. De fiecare dată când la condiția asta specifică cine a pus-o? Dumneavoastră a spus-o ca să înțeleagă lumea care e legătura între noastră și domnul Tampeș. Nu înțeleg ce vreți să spuneți, condiția care e legătura aceasta mea specifică. Și între domnul Tampeș. Cine a pus condiția aceasta specifică? Există o relație în ce personală între dumneavoastră și domnul Tampeș? Cine a pus condiția asta specifică în caietul de sarcini? Cine a scris-o? Păi acest caiet de sarcini, din câte mi-aduc eu aminte, este făcut de către Direcția de Cultură, evenimente și sport din Constanța. Deci un om din Primăria Constanța. Nu un om, niște oameni din Primăria Constanța, aparatul executiv. Așa e bine. Luate din... Bă, aici nu s-a inventat apa caldă, luate din cu totul și cu totul alte părți. Eu cred că ar trebui ca lucrurile astea să fie verificate, pentru că, repet, este unic în România. N-am mai găsit nicăieri. Și când spuneți că eu îl aștept pe domnul Tampeș într-o emisiune, când spuneți că e specialist... Frumos, chiar vă rog foarte repet, frumos. Domnul Tampeș s-a ocupat mai mult de executări silite la Raja decât de sport. Domnul Hagi, dumneavoastră acum nu faceți altceva decât... Așa, voalat, aruncați cu noroi peste sportul, peste clubul sportiv. Nu, peste domnul Tampeș. Stați așa o secundă. Păi nu că vorbim despre management. Haideți să vorbim puțin despre clubul sportiv municipal. Nu per se, ci vorbim despre sportul Constanțean și ce a făcut. Domnul X de la DJST are o problemă pentru că a făcut lucrurile astea și să știți că vă dau dreptate în 80%. Da, nu cred că a făcut bine ce a făcut. Domnule, eu nu cred că a făcut bine ce a făcut. Singura persoană care trebuie să-mi dea mie dreptate este doamna ministru Lipă. Nu, știți dumneavoastră, cine trebuie să vă dea dreptate? Legea trebuie să vă dea dreptate. Pentru că până atunci, eu cred că domnul X de la DJTS beneficiază și el de prezumția de vinovăție, cum și domnul Talpeș, cercetat pentru șantaj, este și el, beneficiază de prezumția de nevinovăție. Eu am tot dreptul să informez pe doamna ministru sau... și o să revin și pe domnul ministru Novac la momentul respectiv vis-a-vis de terenul de Ruibii Faru, eu să-i aduc la cunoștință situația. Și plângere penală situația. Și acolo, da? Știu, domnul Hagi, că este o plângere penală. Ați citit? Ce plângere penală este? Nu, dar ați citit articolul pe care l-am scris, am citit. Că le-am cât citiți. Am citit. Dar de ce sunt atâtea plângeri penale în sportul Constanțean, apropo de sportul Constanțean? Ăsta este motivul, stimată doamnă, pentru care am cerut demisia. Este anormal ca aceste instituții să fie luate pe persoană fizică și cineva să se gândească că moștenește această poziție.
Păi cu acești domni de la, de la conducerea direcției, de zeci de ani sunt aici și bazele sportive, nu trebuie să mă credeți pe mine, trebuie să vă duceți în oraș și să vedeți cum arată. Lucrurile sunt foarte simple. Dar vreau să vorbim despre sportul constanțean și să vedeți cine este astăzi ca și copii, ca și sportivi. Și am niște statistici. Avem 1027 de sportivi. Avem 1027 noi constanțenii. Pentru că acești sportivi sunt ai Constanței. Corect. Noi suntem cei care plătim de la echipament, la anul trecut, cu tot cu sponsorizări, cred că a fost undeva la 9 milioane de euro bugetul pentru 22 de secții sportive. Unul dintre cele mai mari cluburi municipale din țară. Dar ca să vedeți, și este foarte important pentru că noi toți constanțenii am ales să investim în sport și uitați cine sunt sportivii. Între 5 și 12 ani avem 279 de copilași. Între 13 și 16 ani avem 295. Între 16 și 17 ani 123. Între 17 și 18 142. Între 18 și 20 30. Și seniorii sunt 157. 86% din acești sportivi sunt constanțeni de ai noștri. 14% sunt care sunt veniți din alte din afară. Asta a fost și ideea, îmi cer scuze că vă întrerup, asta și fost ideea unui CSM, idee care s-a concretizat acum în mandatul dumneavoastră, dar este discutată de foarte mult timp. Ideea exact asta a fost, ca și orașul nostru să aibă o pepinieră și să crească de jos echipele, nu să jucăm doar cu sportivi aduși și nu numai atât, stimată doamnă. Problema adevărată a sportului constanțean era că în orașul Constanța, la diferite cluburi private, se creșteau sportivi de mare valoare. La un moment dat, când ei evoluau, nu exista nicio oportunitate, nicio alternativă la Steaua, la Dinamo, la Rapid, care știți cu toții ce buget are, la Sepsi. Pentru sportivi nu exista oportunitatea ca să existe și în Constanța constanțenii să nu plece în altă parte. Nu cred că asta este discuția, domnul Răsu. Cred că toată lumea e de acord cu existența unui... Eu nu sunt de acord. Ok. Și spun de ce. Te rog. Nu e neapărat rău că se înființează un club sportiv municipal și că avem performanțe, ba asta e bine. Documentul 5, Cătălin. Eu cred că la politicieni, și domnul Răsu este un politician, trebuie să ne uităm din prisma promisiunilor făcute în campanie și a realizărilor. Și o să vă spun imediat de ce. Primarul Chițac spune așa, în promisiunea de campanie, la capitolul revitalizarea culturii și a sportului constanțean, vom încuraja sportul constanțean prin construirea infrastructurii sportive, săli și terenuri de sport, bazin olimpic de înot, foarte bun program, și instituirea unui program de practicare a sportului de masă în școli. E foarte bine că aveți CSM, dar oamenii trebuie să înțeleagă așa. Ce facem noi, domnule Răsu? Sportul de masă în școli. Unde se duc copiii să facă sport? Nu se duc nicăieri, pentru că 3 ani de zile n-ați făcut 1027 de copii fac undeva fac sport. Fac sport de performanță. Să trecem de episodul ăsta, că e sport de performanță aici. Unde îmi trimit eu copiii? Nu sunt deloc. Copiii între 5 și 12 ani nu fac sport de performanță. Nu, unde fac sport de masă copiii ăștia? Vă spun eu unde fac sport de masă în Constanța. La City Mall fac sport. Adică fac sport între magazine pentru că n-au unde să se ducă. L-ați adus pe domnul Floroiu la CSM. L-ați adus pe domnul Ilie Floroiu, care avea de pe timpul lui Decebal Făgădă o idee foarte bună. Haideți să facem niște piste de alergat. E foarte bine, știți, record mondial. Da. A stat 2 luni de zile și a plecat. N-am aflat nici acum de ce a plecat de la CSM. Trebuia să țineți. Sale. Știu, probabil că a văzut acolo ceva ce nu i-a plăcut și... De ce nu l-a ținut? Mă dați doar cu părerea acum. Păi cum v-ați dat și dumneavoastră până acum? De ce a plecat? Nu, eu am venit și v-am dat dumneavoastră pe documente. Niciodată nu mi-a dat cu părerea. De ce a plecat domnul Floroiu? Trebuie să-l întrebați pe domnul Floroiu. Credeam că știți este că cel mai corect. L-ați anunțat așa cu o mare enfază pe domnul Floroiu și domnul a plecat. Domnul Floroiu este prieten de peste 20 de ani. Și nu ne-a spus de ce a plecat. Cu domnul Floroiu am o relație extraordinară de peste 20 de ani. Din punct de vedere sportiv, nu cred că a existat vreo decizie cu care să nu mă consult cu domnul Floroiu. Domnul Floroiu reprezintă tot ce înseamnă succesul sportului românesc. Și în special, în particular, constanțean. Dumneavoastră
duceți într-o direcție absolut greșită. Nu, că eu vă clubul, ceva, păi ați eu vă devenit spun, politician, nu, de când nu v-am mai văzut într-o emisiune. Păi stați că noi ceva și vă răspundeți altceva. Păi nu, dumneavoastră spuneți că acest club sportiv nu, municipal... Vă întreb de ce a plecat domnului Ilie Floroiu. Nu, trebuie este vorba despre copii, domnul Rusu. Nu. Păi nu fiți atent aici, noi avem seniori 157 din 1027. Primarul ne-a promis sport de masă. Unde fac copiii sport de masă? Sport de masă. Dumneavoastră știți ce înseamnă sportul de masă? Nu știu, nu, că eu am terminat litere, n-am terminat educație. Sportul se face în școli, ar trebui să se facă în unde sălile... Unde școli, domnule Nusrusu, că ați promis două săli de sport de acum 3 ani de zile și nu sunt gata. Stați așa, stați așa. Rusu, unde se facă? Eu am copil însă, de 15 ani și în sala, îl duc la privat. În polivalentă. În sala, sală polivalentă, că aia nu-i gata. În sala sporturilor, în sălile, deci în, eu, la Tomis. Eu pot să-mi trimit copilul la sala, la sala sporturilor să facă sport. În cadrul organizat, în cadrul unui club. Nu puteți să-l trimiteți așa să se ducă să se antreneze. Știți pentru cum că a trebuie... ajuns Franța campionă mondială de fotbal? E un documentar pe Netflix. Foarte, o bună parte din... când n-aș vrea să ne certăm și aș vrea să fim constructivi. Doamne, că nu o bună parte, o bună parte din... Discuția e constructivă. Păi asta și încerc. O bună parte din, din cei care au ajuns campioni mondiali, da, cred că în 2000, nu știu, acum câțiva ani a câștigat Franța, au început să joace... Sălile de cartier. Da. Nici măcar sălile, nu, erau, aveau niște terenuri, terenuri. Unele din ele erau cu asfalt, deci rupeau picioarele pe acolo. Acolo. Eu cred că la asta s-a referit Virgil Chițac. Nu pot decât să vă mulțumesc frumos. Ok, dacă le faceți, eu sunt primul care vă felicit. Cred că șase săli de sport, nu am văzut săli de locuri de joacă pentru copii în cartier. Doamne! Locuri de joacă, de fotbal, de tenis, de basket, unde? Amândoi ne urcăm în mașină după emisiune și fac locuri. Și mergem să vedem locurile de joacă. O să vă opresc, vă spun. Se referă. Să vorbim despre altceva. Noi vorbim despre sportul de masă. Sportul de masă înseamnă copii. Sportul de masă, sportul pentru toți, înseamnă sport pentru copii. Competiția și competițiile sportive și performanța nu se face la 5, nu se face la 16, la 12, nu se face la 13, nu se face la 16 ani. Deci, avem acum doar un copil de 10 ani, de 12 ani, unde se duce să facă sport? Mă lăsați să-mi termin și o idee și imediat vă răspund. Imediat vă răspund. Având doar 157 de seniori, aceștia fac performanță. Toți ceilalți până la 1027 de copii, da, fac sport de masă. Ce înseamnă sport? Haideți, domnul Rusu, domnul Hagi, povești de asta. Da. Eu vă întreb altceva. Asta este definiția sportului de masă, nu sunt povești. Domnule Rusu, club? Avem un copil primăria, de 14 ani pe care noi să-l ducem în mall-ul ăla acolo. Vrem să-l ducem domnul undeva Hagi, să facă sport. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru tot ceea ce spuneți. Cu mare drag. Dumneavoastră unde? Nu faceți altceva decât să prezentați, în stilul dumneavoastră caracteristic, scopul acestui club sportiv municipal. Pentru a lua sportivi din mall-uri și a-i aduce pe terenuri. Nu avem suficient de multe terenuri, perfect de acord cu dumneavoastră, pentru a-i antrena pe toți copiii. Nu avem suficient de multe săli, perfect de acord cu dumneavoastră, pentru a aduce copiii. În schimb avem săli, avem curți care pe sunt care, închise. Care sunt închise, care au fost refăcute la școală. Da. La școli. Păi da, dar acolo fac corele de educație fizică, capăt, da. Unde am pus câteva terenuri din multifuncționale, unde se desfășoară competiții. Eu vă vorbesc avem... de mere, noastră vorbiți de pere. Domnul Rusu, concret, dați-mi voie, încă o dată. Deci noi avem Fimiu sportul de masă. Fimiu are 15 ani și eu am căutat, da, pentru că vrea să joace basket, fotbal, ce-o fi. Și da? L-ați dus la iar club? Interesul meu este ca în weekend, pentru că e complicat în timpul săptămânii, da, având în vedere orele de la școală, să meargă și să facă un sport. Da, am identificat un club, merge, se plătește o cotizație lunar, cum este și normal, îi plimbă săracii de la o școală la alta pentru că sala ba e o problemă cu sala la școala respectivă, ba e o problemă cu sala la școala cealaltă. Aveți și atunci ne plimbăm prin oraș. Iar în privința spațiilor de afară, Fimiu dacă și ia mingea de basket, vă spun pe degete. Ori merg în tăbăcărie în Țara Piticilor unde există coș de basket, ori merg în, cum se numește, de pe strada Unirii. A fost refăcut în spate, în Faleză Nord. Este un părculeț mic. Ce a fost refăcut acolo? Dragoslavelor, Parcul Dragoslavelor, unde de asemenea este un teren de basket. Da, răspunsul este da. Da. Și mai este unul după abator, în spatele benzinăriei,
este tot așa un... La triunghi. La triunghi, da? Da. Deci cam astea sunt cele trei locuri, de asta zic. Eu le știu că n-am de ales și... Îmi permiteți o mică remarcă la ce ați spus dumneavoastră. Când a, da, spus și mai este unul făcut de pe vremea lui Radu Mazăre. E o mică țară a piticilor la Casa de Cultură, în spate, intersecția Baba Novac cu Ile Caragiale. A spus că este normal că dumneavoastră când vă duceți copilul la club să plătiți la un club privat, este absolut normal. Eu vă spun cum procedez unul din, din scopurile acestui club sportiv municipal a fost ca primăria, din taxele pe care noi le plătim, să se concentreze doar pe sportul de masă, în care nu crede domnul Cristian Hagi că se întâmplă în Constanța, că se întâmplă în Constanța, și sportul de masă are câteva caracteristici pe care cu voia dumneavoastră am să vi le enumăr. Să se asigure cantonamente gratuite, să se asigure echipament gratuit, alimentație și medicamentație de efort și tot ceea ce înseamnă cheltuieli, astfel încât de la copii până la cei de performanță să se gândească decât la sport. Să nu fie treaba managerului, că în general managerii la cluburile private sunt și ei sportivi la rândul lor, corect. Și ei trebuie să se gândească și la cheltuieli și la activitatea sportivă. Clubul sportiv municipal, prin bună voință tuturor constanțenilor, a luat aceste poveri de pe umerii managerilor sportivi și se ocupă doar de sport. Domnul Asta Rusu, încerc să vă nu explic. Mai ajungea, și eu încerc să vă explic că Franța nu mai ajungea campionă mondială după principiul ăsta. Repet, e bine ce faceți. În câți ani a făcut Franța acest lucru? Nu știu să vă spun, dar probabil a luat mult. Și Franța este o putere economică mondială. În foarte mulți ani. Clubul sportiv municipal, domnul Hagi, s-a înființat acum un an jumate. Păi nu, vorbim de lucruri diferite. Noi vorbim despre concept, nu despre Franța n-ar fi fost campionă mondială, pentru că acel copil din ghetourile Parisului trebuia să se înscrie într-un club, să... Nu, acela s-a dus lângă bloc și a bătut mingea acolo. Asta înseamnă, în definiția mea, sport de masă și ce trebuie făcut pentru Constanța. Adică, în loc să mai dați o autorizație, nu dumneavoastră, primăria unui bloc de 7, 8, 10 etaje, haide să facem, sau dați autorizație, dar puneți-l să facă și un mic teren, loc de joacă acolo, lângă domnul Rusu. Pentru că poate și o să ajungi și campion mondial. Păi eu nu văd că se întâmplă. Dacă vă spun despre câte autorizații am scris până acum, n-am văzut niciun acolo loc de joacă. Păi eu vă spun despre lucruri pe unde eu sunt. Un loc de joacă unde pot să mă duc să bat mingea cu copilul meu. Am înțeles, pot să mă duc la CSM, să mă înscriu într-un club. Nu, nu, eu vreau să-mi creez o amintire, să bat mingea cu fiul meu, da? Să joc fotbal, să joc cu miuță, cum se juca înainte. Și nu avem unde. Dincolo de CSM. Ok, am înțeles ce faceți acolo. Dumneavoastră, sportul ăsta de masă, nu faceți altceva decât să ridicați mingea la fileu, da, și să eu să vă spun că ăsta este motivul pentru care insistent și cu N drumuri la București am încercat să preluăm aceste baze. Să nu greșiți drumul, că la UMC ați greșit drumul. Ați cerut în altă parte baza UMC-ului. Și acolo adică baza sportivă, pe unde o luați. Baza sportivă, la origine, a fost la Ministerul Sportului Origine, și Tineretului. La origine, păi aici a fost un lac la origine, să știți, peste toată Constanța. A fost un lac, așa. Peste la toată România. La origine era un lac. Vreau să vă spun la originea acestui demers. Am înțeles. Ați greșit adresantul acolo, da? Mă rog. Acolo eu m-am dus la origine. Faptul că nu s-a concretizat, nu s-a concretizat nici la Ministerul Sportului și Turismului. Dar să știți că ne întindeți nu nouă constanțenilor, o capcană. Știți care e capcana? Spuneți așa. Domnule, noi vrem bazele astea pentru că ele arată cum arată, adică nu sunt folosite. Da. Aveți dreptate. Nu sunt folosite. Arată execrabil. Cineva trebuie să răspundă pentru asta. Sunt dezafectate, domnule Hagi. Aveți dreptate. 100% dreptate. Capcana pe care ne întindeți este așa. Noi vom fi salvatorii. Eu nu știu cine mai crede. Păi după 3 ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic bun, în opinia mea, în oraș, nu știu cine are încredere, nu știu cine are încredere că veți reuși să reabilitați o bază. V-am dat, eu vorbesc pe promisiuni de campanie. Două lucruri trebuia făcute în sportul de masă. Școala de la Țițeica și sala de sport de la Țițeica și sala de sport de la Traian. La Țițeica înțeleg că se face printr-o investiție privată, că n-a avut primăria 20.000 de euro să cheltuie acolo sau 30.000. Asta și dumneavoastră că atât de mult costă acea sală? Domne, nu știu cât costă. 10, 20, 30 de mii. Nu mă interesează mai, la bugetul. Mai interesați-vă, dar nu despre asta este vorba. Poate să costă 1000 de euro la bugetul Constanței. Este infim, trebuia făcută în prima lună. Dacă am promis, o fac. Sau explic de ce n-am făcut-o, cum spunea Churchill.
noi din prima secundă am vrut să luăm bazele sportive pentru că acele baze sunt dezafectate. Și da, acele baze sportive pot fi refăcute. Am să vă dau un exemplu. N-ați făcut nimic cu ele. Uitați-vă ce faceți la polivalentă, că lucrați la ea. A început o fugă de ou. Încercați să nu îi duceți în eroare pe cei care ne privesc. N-o să termina asta în 2024. Cei de la polivalentă, cei care fac sala de la polivalentă, sunt cei de la CNI. Păi da, domnul primar se laudă cu cazinoul Constanța, că îl construiește și tot CNI-ul face. Despre ce vorbim aici, domnule Rusu? Adică acolo e albă și cei neagră. Domnul Hagi, dumneavoastră spuneți lucruri absolut diferite de ceea ce vă spun eu. Sala polivalentă nu este în curtea noastră, în schimb în curtea noastră este tot ceea ce înseamnă drumuri și presiune la București, ca aceste cazinou nu e în curtea dumneavoastră. Cazinou nu e în curtea dumneavoastră, CNI-ului. Eu am venit să vă vorbesc despre sport și dumneavoastră v-ați vorbit despre polivalentă, eu vreau să vă răspund despre polivalentă. A spus că păi dumneavoastră nu, că ne manipulați aici. Spuneți că nu e în curtea dumneavoastră. Nici cazinou nu e în curtea dumneavoastră. Vă știți pe mine de o perioadă de timp rezonabilă, să nu spunem altfel. Nu prea mult. De din câte fericire ori am încercat, nu așa de bine. Am băut o cafea împreună. Câte ori am încercat eu să vă manipulez pe dumneavoastră? Păi, acum zero. Nu pe mine, pe oamenii care se uită. Păi de dialogul am cu dumneavoastră. Lăsați-mă să termin ca să înțelegă oamenii. Domnul primar spune, dragi Constanțe, nu știu unde neapă, să mă uit, Cătălina, acolo. Domnul Hagi. Imediat, lăsați-mă să termin, 30 de secunde. Dumneavoastră, dumneavoastră m-ați invitat aici să vorbim despre sport și am ajuns la domnul primar Virgil Chițac. Păi am ajuns la sala polivalentă. Este următoarea. N-am voie să când spun nimic, nu? Dumneavoastră vreți să vorbiți despre domnul primar, de ce nu-l invitați pe domnul primar? Păi l-am invitat, dar nu vine. Dar am voie să-mi duc ideea la capăt cele 30 de secunde sau nu? Bineînțeles. Bun, lăsați-mă și termin cu domnul primar. Domnul primar spune așa, ca să înțelegeți, dragi telespectatori, că sala, cazinoul va fi reabilitat și că este o acțiune a sa, a primăriei, că e foarte bine și e foarte bine că se termină, să dea Dumnezeu să fie gata. Sala polivalentă este exact în aceeași situație. E, asta ne spune domnul Rusu, nu mai ține de primărie. Am încheiat discuția, nu mai pomenesc pe domnul primar în această discuție. Bun. Aveți o relație bună cu domnul primar Virgil Chițac, apropo? Eu, dacă am o relație bună, suntem și prieteni și colegi. Mi se pare absolut normal să avem o relație bună. Muncim amândoi pentru constanțeni. De aici ar trebui să avem relație bună, da, care de astfel se și întâmplă. Aș vrea ca domnul pe care nu-l mai numim, adică domnul primar și dumneavoastră, să aveți succes și să terminați până anul acesta. Și cazinoul și sala polivalentă. Voi fi primul care vă voi lăuda cum vreți dumneavoastră dacă le terminați. Țineți-vă vorba. Pentru că, deși nu aveți nimic de a face cu cazinoul și cu sala polivalentă, vă ocupați numai de drumuri, de să dea domnul să fie gata. O da? Să vedeți și o să vorbim la momentul respectiv și despre cazino, ca să vedeți implicarea primăriei și la cazino și la sala polivalentă. Okay. Da. Dar un subiect ulterior. Și vreau să am primit și felicitare de la domnul Huțucă, cred, de Crăciun. Am primit în poartă felicitare. Deci acum, cazino, dacă mai permiți o paranteză, ce va fi la inaugurare? Că va fi gata cazinoul. Va fi gata, da. Ce va fi acolo? Toată lumea va spune că le-a reabilitat. Nu cupșa. Mai dau nume. Cupșa, tot. Eu l-am făcut. Dacă nu o să apară comun, și stroie cu Dumitrache acolo și noi suntem că aici. Că s-a ocupat și primăria Constanța, a făcut demersuri și foste administrații și guvernele. Nu-i nimic, toată bine, lumea va fi acolo. Ce va face fi primă actuală administrație și într-un loc. Da, să vedeți ce va fi la cazino. Va fi circ de pe acum, vă spun. Toată lumea o să... Dacă mai permite să vorbim despre sport, avem timp suficient. Da, chiar vreau și eu să întreb, mai era un subiect, domnule, mai există un dosar că au furat porțile? Că a furat CSM-ul porțile? Mai există o discuție și acolo nu-i băgat de JTS-ul, din câte nu, știu, este un club. Pe scurt, că am scris eu despre asta, am aflat întâmplător, cei de la clubul Tomitani au făcut o plângere penală împotriva clubului Asociația Tomitani. Domnul Cojocaru, cred, a făcut o plângere, da, ai documentul, Cătălin, document... E o plângere penală acolo, nu mă știu ce număr are. Așa. O plângere penală cum că cei de la club i-au sustras buturile sau apărăturile de buturi. Apărăturile de buturi. Clubul Sportiv Municipal spune că nu e așa, nici măcar n-au fost chemați la audieri. N-aș insista foarte mult pe subiect pentru că a fost o plângere acolo. Îmi permite să insiste pe subiect? Vreți neapărat? Da. Da. Este foarte simplu. Apărăturile de buturi nu sunt proprietatea Asociației Club Sportiv Tomitani. Asociația spune că sunt. De-aia ne-aș intra în subiect. Da? Cred că aveți și răspunsul, domnul Hagi. Nu l-am. Nu l aveți? Nu. Eu păi l-am răspuns la CSM și CSM mi-a zis că nu. Pardon, nici măcar n-au început audierile. Păi nu. Vis-a-vis de acest subiect, cu documente, știți că eu vin la dumneavoastră pregătit. Nu,
vorbim din memorie. Federația Română de Rugby? Da, da, puteți să spun. Către Clubul Sportiv Municipal Constanța, ca urmare a solicitării Clubului Sportiv Municipal din data de 9.06.2023, vă comunicăm că la data de 18.03, Federația Română de Rugby a distribuit către RCJ Farul Constanța o serie de materiale sportive, deci Federația a distribuit, printre care și protecție de buturi de rugby 4 bucăți. E documentul 3. Având în vedere acest aspect, vă transmitem acordul privind folosirea protecțiilor de but la meciurile menționate de dumneavoastră. Și am înțeles că ați trimis o mașină a primăriei care l-a luat pur și simplu și... Domnul Hagi, eu nu știu ce scrie acolo, da, și insista, repet, pe aia mi se pare un subiect chiar mic. Este chiar un subiect mic de apărăturile de buturi. Da, în schimb, în schimb, stadionul nu este un subiect mic deloc. Nu este, nu. Nu este un subiect mic deloc și am să vă spun pe scurt despre ce este vorba. Complexul sportiv a fost dat în administrația... E o poveste destul de lungă, în folosință gratuită printr-o hotărâre de guvern de către Ministerul Sportului și Tineretului, către Rugby Club Farul Constanța. În această hotărâre de guvern scrie clar, în caz că respectivul club intră în insolvență, în faliment, acel teren se întoarce instantaneu la Guvernul României, la minister. În anul 2018, Clubul Sportiv a intrat în insolvență. Clubul Sportiv de Rugby Farul Constanța a intrat în insolvență. Din 2018 a apărut asociația Club Sportiv Tomitanii, o asociație nou-nouță, care din 2015 stă ilegal și abuziv în acel club, în acel stadion. Din 2015. În 2023, și ce vă povestesc aici, mi s-a întâmplat mie. Nu vă povestesc de la altcineva. Noi am tot făcut către minister să putem să intrăm, să jucăm și noi. Echipa campioană a Constanței, Under 20, campioana României, joacă meciurile acasă, și dumneavoastră știți, v-am explicat ce înseamnă acasă, la Mangalia, la Năvodari, la Megidia, mai puțin la Constanța, unde există un teren de rugby folosit abuziv și ilegal de Asociația Tomitanii. Cine stabilește că îl folosesc abuziv? Ministerul, din moment ce e al lui terenul, nu? Păi ascultați-mă, după toate adresele de când s-a înființat, de când și noi am cerut... am cerut guvernului acest teren. Și acceptul să jucați pe el, nu terenul, nu? Noi am cerut în administrare. Noi am cerut în administrare și am spus că este în insolvență. Vă rugăm frumos, luați toate măsurile, în primul rând să vă luați terenul înapoi, ca dumneavoastră în mod legal să ni-l închiriați, să ne dați în folosință gratuită. Cum considerați dumneavoastră, dar în același timp, în timp ce faceți aceste demersuri, să putem să jucăm și noi meciurile de rugby acasă, în acel stadion. În 2023, anul trecut, la insistențele domnului primar, la insistențele mele, după multe, multe vizite la Guvernul României, am rugat frumos să vină ca să vadă și realitatea din teren, pentru că și ca orice ministru la cel mai înalt nivel, informațiile nu sunt toate ce sunt trunchiate, mai mult sau mai puțin, și ajung la domnia sa. A avut domnul ministru Novac, a avut bunăvoința să vină în Constanța, ne-am plimbat peste tot și ultimul obiectiv în ziua respectivă am zis, haideți să mergem și la stadion, la Faro. Vă dau cuvântul meu de onoare, am ajuns în față, domnul ministru nu a putut, n-a fost lăsat să intre. Domnul ministru Novac vă poate confirma, lacătul pe ușe, în acea secundă când dânsul n-a putut să intre, să verifice, se vede de pe gard calitatea, știți, ați văzut dumneavoastră tribunele și așa mai departe, în 2023, după ce i s-a întâmplat personal și noi i-am spus de un milion de ori, domnule, ceva se întâmplă, este în neregulă, noi nu cerem nimic altceva decât să jucăm, în primul rând. După aceea, demersurile legale nu sunt deloc ușoare, drept urmare, nici astăzi nu există o situație juridică făcută de cei de la DJTS astăzi
Și de asta, din acest motiv, nu sunt astăzi bazele la Constanțeni. Am închis paranteza. În 2023 s-a dat hotărâre de guvern în care stadionul a fost preluat. A fost dat HG 500 pe 2023, privind actualizarea datelor tehnice. Unde a ajuns? La cine? Dat la cine? Mă scuzeați? A spus că a fost dat, s-a dat o hotărâre. Hotărârea de guvern, dată de minister, publicată în Monitor oficial. În administrarea cui acum stadionul? În administrarea Guvernului României. Deci e la guvern acum, da? Acum este la guvern. Și stați că... Auzisem că vor să-l dea CJ-urilor, din cauza asta vă întreb. Era o discuție la finalul anului trecut. Toate bazele sportive. Toate bazele, toate sportive, bazele sportive, da. Inclusiv Palatul Copiilor. A trecut asta? Au ajuns la CJ? Că n-am apucat să întreb. Nu. Deci a fost numai o discuție. Numai o discuție. După ce a fost luată înapoi această bază sportivă, că este tot stadion, ziceți cine stă în continuare în mod abuziv și legal în acea bază sportivă și... Noi, nici acum, după ce am cerut, în continuare, clubul sportiv stă acolo. Cred că abuziv și ilegal este în opinia mea voastră. Dacă ceva este abuziv și ilegal, mergeți în instanță și o rezolvați acolo. Perfect. Haideți să ați făcut în opinia mea lucruri, consilierii toți, lucruri abuzive și ilegale. Știți că ne judecăm, suntem în instanță, n-apuc să spun, nu spun public lucrurile astea. Vedem ce decide instanța. Da, eu nu spun așa că așa este cel mai corect. Mergem, domnule Rusu, în instanță, așa cum ne judecăm noi doi, ne judecăm să, și... Ca să înțelegeți de ce cer demisia, am cerut demisia acestei instituții, Direcția Județeană de Tineret și Sport. Fiți atenți aici. Scrisoare făcută către Agenția Națională pentru Sport, domnului șef serviciu de sport de masă, domnul Daniel Gianu. În data de 29.08.2023, cu mult timp după ce terenul nu mai este la Asociația Club Sportiv Tomitani și este la Guvernul României. Raport privind starea actuală a terenului de rugby Faru Constanța. Prin prezenta vă aducem la cunoștință situația juridică a bazei sportive situată în strada Primăverii numărul 2, stadion de rugby. Puteți să ne puneți Mihai? Pe scurt, mă scuzeți. Da. Da, nu, dar e foarte important e tehnic. Că... Nu. Ascultați-mă că e foarte important. În anul 2002 a fost dat la rugby Club Sportiv Faru Constanța. În anul 2015, luna octombrie, urmarea declanșării procedurii falimentului, ce v-am spus mai devreme, RCJ, rugby Club Județean Faru Constanța, aflat pe rolul, termenul fiind stabilit la o dată ulterioară, se încheie, și aici este o scrisoare oficială, se încheie între Rugby Club Faru Constanța și Asociația Club Sportiv Tomitani, protocolul numărul 290, scrie subiect și predicat aici, un lucru absolut anormal, prin intermediul căruia Tomitani au preluat baza sportivă. În baza la ce? Da, ascultați până la capăt. Terță parte. Haideți adică să-l aducem aici. Ascultați. Pe domnul Cojocaru. Asta voiam să spun. Acum ascultați-mă aici. Și domnul Cojocaru. O să facem live despre sport, că o să ne punem și în cap. O să vrei și domnul Cojocaru de la Tomitani. Să... Fiți atent aici la final. Față de cele prezentate mai sus, vă propun inițierea unei hotărâri de guvern de dare în folosință gratuită către Asociația Club Sportiv Tomitani. Cu stimă și respect deosebit, directorul executiv Emil Jean Ionescu Nichita. Deci, domnia sa propune într-un mod aberant aceste lucruri și spune cu subiect și predicat cum se încalcă legea. Hârtie oficială. Bineînțeles că toate aceste lucruri vor urma... Judecați-vă, da. Bine, eu așa cred în aceste lucruri. Așa trebuie, da. Din ăsta este motivul pentru care eu cred cu tărie că această direcție este luată pe persoană fizică, nu reprezintă sub nicio formă. Pe care persoană fizică, domnul Rusu? Pentru că până la urmă direcția asta, stați un pic, înțeleg eu bine sau dumneavoastră aveți o părere foarte proastă despre cei care activează la direcție, dar în același timp CSM-ul a angajat oameni de la direcție, pe care i-a și dat afară. E greșesc? Aici trebuie să-l întrebați pe greșesc Talpeș. Greșesc ceva? Deci chiar trebuie să întrebați CSM-ul. Adică eu știu cel puțin două nume. Greșesc? Mă înșel? Nu o să dau numele. Dar cel puțin două persoane din cadrul... Am uitat un pic între angajații CSM și mi-au pus mâinile în cap, mă rog. Deci cel puțin două persoane... Deci Rodi Stănescu a picat examenul acolo, dar niște... În momentul în care a apărut CSM-ul, niște doamne de la DGTS și-au luat bocinuță, au plecat la CSM...
pe directorul clubului sportiv municipal, sunt convins că vă dă deci toate datele. Deci ca să avem ca să fie lucrurile sportivi de clare și ca să fie să vină. Ca să fie publică, da? domnul Talpeș, aici în emisiune cu domnul Rusu, da, domnul Talpeș. Vă dă voie vă invităm aici în platou în aceeași formulă colegul Cristi Hagi, cu domnul Cristi Hagi, pentru că este specialist pe subiect. Doamne. Eu când am auzit cu buturile de la poartă, era cât pe ce să spun, eu nici nu știu ce sala buturile de la poartă, da? Deci domnul Talpeș, vă așteptăm aici în platou la Tomis TV, într-o discuție, așa cum a venit și domnul Rusu, deschis, cu hârtiile, cu dosarul, uite, domnule, asta e situația, ăsta e punctul meu de vedere, poftim, eu așa văd lucrurile, da? Domnul Talpeș, vă așteptăm aici. Că poate cere, mai, poate cere eu nu sunt sub demisia până atunci, că domnul Talpeș. Păi la domnul X, dar la DGTZ avem niște suspiciuni, așa, la domnul Talpeș e cu șantaj, cu nu cere demisia, aveți încredere în el? Eu v-am venit să vă vorbesc despre Direcția Județeană de Tineret și Sport, care ar trebui să fie liantul între programele sportive naționale și tot ce înseamnă sport constanțean. Pentru că ei sunt cei care ar trebui să fie acest liant. Acest liant este spart. Nu există. Ăsta este motivul pentru care eu cred că sabotează sportul constanțean și am cerut această demisie a conducerii. Mai mult decât atât. Să iei de afară pe toți. Sunt o mână de oameni. Se angajează la CSM dacă e de afară de la DGT. Trebuie schimbată din temelii, după părerea mea. Mă rog, nu știu că sunt salarii. Mai este un subiect foarte important, baza Badea Cârțan, care practic este împărțită în două, avem terenul de rugby. Mă scuzați? O parte era la primărie, nu? Păi asta încercam să vă explic. Stadionul de rugby aparține Guvernului României, administrat în subordinea direcției și care este trecut în acte bază dezafectată și mai este baza de antrenament, unde erau vestiarele și locul de antrenament, care până în anul 2023 era la liceu cu program sportiv și din cauza faptului că au rămas atleții fără pistă pentru că s-a demolat stadionul Gheorghe Hagi. L-am preluat în noiembrie 2023, în starea în care era și astăzi, cred că până la sfârșitul acestei luni, vom avea studiu de fezabilitate și până la sfârșitul anului, noi sperăm să avem prima bază sportivă făcută din temelii. Ce spectacol a făcut la demolarea stadionului? Cât a costat, nu știu, 3 lei felie de pâine, 8 lei, 9 lei, micu, spectacolul. Domnul Picu de la Zoom. Ei ori știe cât a costat. Păi, de asta și ei știu că au fost acolo și acolo au păi cumpărat acolo Micu. Cred... A, mă rog, ăsta e alt subiect. N-avem voie să discutăm despre alte subiecte. Dar nu, eu vin la dumneavoastră să discutăm despre toate subiectele. S-a întâmplat tot în legătură cu sport. Am zis că vin la dumneavoastră, vin. Nu mă cred, nu m-ați crezut că vin. Uitați-mă că sunt prezent. Nu, am scris pe Facebook că nu veniți, dar... Că a pus și pariu cu cineva că nu veniți. E foarte bine că ați venit, serios. Eu vorbesc la modul cel mai serios. Ori de câte ori mă chemați. Eu v-am mai chemat și n-ați venit. Ne aducem aminte de subiect? Păi v-am chemat. Eu acum l-am chemat, acum a venit. Păi v-am chemat pentru joi și mi-a zis vineri că veniți. Adică... Și v-am spus vineri, după care am avut o discuție amândoi. Spuneți și partea a doua, că așa este corect. Spuneți și partea a doua când v-ați supărat pe mine și după aceea am găsit o cale de dialog și am spus... Vă invit și invitația mea a făcut-o stimata doamnă, nu dumneavoastră. Bun, mă bucur că în felul ăsta că am fost liantul, da? Cum ar trebui să fie DGTS-ul, am fost liantul. Acum tot în emisiunea dumneavoastră, și asta este un alt motiv pentru care am cerut demisia conducerii, s-a spus la dumneavoastră că au foarte mare grijă de aceste baze sportive, în sensul în care fac curățenie și așa mai departe. Atât cât le permite bugetul. Am o informare de la poliția locală în care spune în anul 2020 adresa, în anul 2021 adresa, în anul 2023 adresa. Menționăm că în toți acești ani, pe lângă adresele scrise pe care le am aici, au fost purtate și discuții telefonice cu solicitarea de a efectua operațiune de tăiere a vegetației crescute în exces, iar Direcția Județeană a motivat neefectuarea da? Acestor operațiuni datorită lipsei de fonduri și de personal. Da. Absolut corect. Solicitând sprijinul municipalității, sprijin care a fost acordat de fiecare dată și am aici și informarea de la serviciul de management, unde au fost cei cu
persoanele care prestează muncă în folosul comunității. Cu bine, ați făcut pentru Constanța, nu pentru absolut, degete, eu asta încerc să vă spun. Asta am încercat să vă spun de fiecare dată. S-au făcut dintotdeauna și s-au făcut inclusiv acțiuni, se făceau herupisme, hai să facem o acțiune și să iasă toată lumea, deci, și sportivii, și studenții. Nici de cum direcția județeană. Eu vă spun, ăsta este un motiv pentru care noi am cerut aceste baze sportive și cred în continuare că aceste baze sportive într-un final vor ajunge la municipalitate sau la Consiliul Județean, oriunde să ajungă, numai să ajungă. Pentru că asta este. Pe timpul domnului ministru Novac, hotărârea de guvern a fost inițiată și și-a urmat drumul interministerial. De la Ministerul Sportului a plecat proiectul de hotărâre către Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării, după ce au avut dialog cu cei de la Ministerul Sportului, au dat avizul pozitiv și a plecat la Ministerul Justiției. La Ministerul Justiției a apărut adevărata problemă, pentru că situația juridică a terenurilor, nici astăzi, ianuarie 2024, nu este clară și este de datoria celor de la direcție să facă aceasta. Ei au trimis un aviz negativ. Ei nu sunt de acord ca dumneavoastră, ca primăria, să preia bază. Eu spun că e bine să rog. Domnul Hagi, de aici probabil că și tot Hagi, scandalul. Nu este adevărat, domnul Hagi. Așa a zis omul, acum dacă la ministerul, aviz negativ. Avizul negativ de la Ministerul de Justiție este cauzat de lipsa situației juridice, nu de orice scrisoare pe care o face un angajat al primăriei sau este al direcției. Este evident că nu el decide, dar toate acestea concord către o opinie juridică pe care o are ministerul. Acum, opinia juridică este dată doar de situația juridică a documentelor. Plus că până la urmă problema este că dacă mă întrebați pe mine, bazele astea toate sunt înghițitoare de sume importante și o instituție foarte serioasă, cu un buget foarte serios și da, nu, ok, nu e DGTS-ul instituția care să nici aibă primăria, un, nu cred că nici e, primăria s-ar putea să nu fie exact cea care să poată să eu de asta am și spus gestioneze că vin la primărie și că vin la Consiliul Județean, mai rău la Consiliul să vină. Dar noi la primărie, în mod gradual, ne vom apuca de treabă. Și acum, încă o dată vă spun, toate aceste motive pe care vi le-am spus mai acum, m-au făcut să cer demisia acestei conduceri. Și acum, la final, vreau să vă spun situația. Deci, pe data de 23 am aflat de incident, am cerut informarea, pe data de 27-28 am primit această informare și pe data de 29 eu am scris doamnei ministru. Doamna ministru se pare că nu a așteptat să-i fac eu informarea, pentru că dânsa pe data de 28-12 a făcut acest ordin cu probabil 12-24 de ore înainte ca eu să știu că acest ordin a existat. Și uitați-și dumneavoastră, pe data de 28, pe data de 28 a fost emis acest ordin de schimbare a domnului de modificare. De modificare. Nu l-a schimbat, haideți ca să da, ne rămurim. Deci nici omul de e cum. Director. La nord îi scrie că-s doi directori executivi. Exact. Nu, eu ideea, am vrut să vă spun că doamna ministru, citind presa, a făcut acești pași. Cu mult înainte, cu 24 de ore înainte de a-i spune eu, pentru că am și cu data de 3, probabil până a ajuns la DGTS. Și cam asta este situația cu așa zisul scandal între primărie și DGTS. Asta nu înseamnă că eu ce am făcut, nu consider că am făcut bine. Și acum, la final, când dumneavoastră a spus că eu nu fac absolut nimic, haideți să vă citesc ceva ce primesc. N-a spus domnul Rusu Cristi aici în emisiune că dumneavoastră nu faceți, faceți absolut prostii, nimic. Cum faceți? Asta în opinia dumneavoastră. Păi da. În data de, și o să vă las dumneavoastră documentele acestea, 31 la decembrie. La ce oră? Scrie 22-37 acolo? 22-37. Da. Deci cu o oră înainte de anul nou, ce ați făcut atunci? Ia spuneți. Ce mesaj primesc? De la domnul în cauză, da? Îmi permite să citesc. E un dialog privat? Citiți-l. Păi stați așa că vă și explic de ce. Da. De ce? Pentru că citiți-l, în urma acestei amenințări mi-a făcut plângere penală, domnul Isare. Pe măta cu tot neamul tău să-i demită. Nu pe mine așa cum ai propus tu. Tu nu ai fost în stare să inițiezi o HG de preluare a terenului de rugby și dai înalții. Dacă ți-ai început campania electorală cu mine,
ai pierdut din start, fraiere, dar lasă că mă ocup eu personal de tine în anul 2024, dacă vrei care pe care. Știi ce e curios? Că exact mesajul acesta l-a citit un ziarist în conferința de presă. L-ați mai dat cuiva? Doamnei ministru. Când am felicitat-o, i-am trimis acest lucru. Deci mesajul ăsta la doamna ministru, doamna ministru la o ziaristă. Interesant. Deci, sursele ziariștilor... În primul rând, măta e cu cratimă. Felicitări. Deci se scrie cu cratimă, îmi cer scuze, am văzut și eu mesajul. Deci, uitați, domnul Rusu, nu mi se pare foarte corect. Vă spun ceva vă spun ceva din culise. Uitați, Emilio și asta Nescu a dorit în emisiunea de săptămâna. Plângere penală? Nu, că okay. Eu altfel nu v-aș fi dat acest mesaj. Pe numele lui Ionescu, da. Nikita Emilio. De amenințare. Da? Pentru amenințare. Da. Deci altfel nu v-aș fi spus, dar acesta este un document pe care eu l-am depus. Dacă la... puteți să-mi dați și mie mesajul. Deci, repet, da, vă rog foarte domnul frumos. Ionescu sau cine a trimis mesajul, măta cu cratimă. Că aici... Cam despre aceste personaje vorbim noi în Vă spun în de ce, pentru că domnul Ionescu a dorit de asemenea să citească o discuție privată pe care a avut-o cu Andrei Talpeș. Asta e, l-am rugat să nu. Nu, dacă nu făceam... Dacă demersul este urmat de o plăcere, eu nu vă spuneam, dar cam asta este situația cu genul acesta de oameni sunt puși la conducerea acestei instituții. Îți dai seama, Adriana? Deci pe mâna cu tot de amul tău, primar care primește mesaje de la DGTS, un domn la DGTS care scrie asta, un director la CSM care e acuzat de șantaj, un vai de sportul nostru. Un primar urmărit penal, încă un director din primărie. Campanie, nu mai care nu a fost bun, dus la bun, sfârșit. Nu ne ducem în... Vreau să vă mai întreb, am o întrebare de la un telespectator, de un Focșăneanu. De ce nu fuzionează CSM cu Farul, cum s-a vorbit anul trecut? Pentru noi, Farul reprezintă Constanța în lumea sporturilor. Avem nevoie de suporteri fariști în toate sporturile. Întrebarea trebuie să fie pusă care Farul? Că avem clubul sportiv... Farul și avem asta. Farul Fotbal Club. Avem FC Farul. Eu nu știu la care se referă. Cu cei de la fotbal nu putem fuziona pentru că în liga profesionistă nu poți să ai... Altă mâncare de pește. No. Mă scuzați? E altă mâncare de pește. Nu, dar nu ai voie ca și municipalitate să pui bani de la municipalitate în bugetul cluburilor sportive, este lege, pe când clubul sportiv Farul aparține de Ministerul Turismului și noi, în acele hotărâri de Consiliul Local, am cerut și clubul sportiv Farul să intre în subordinea primăriei. Acest lucru noi l-am cerut, astăzi nu s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că nu ne oprim din demersul nostru, pentru că noi credem cu tărie că prin investițiile pe care noi toți le facem, sportivii vor beneficia de cele mai frumoase lucruri. Asta cred eu. La final de emisiune, Cristi, dacă mai vrei să mai am o ultimă întrebare pentru domnul Rusu. Acum, două cuvinte. Asta. La final, la întreabă, te rog. Nu, te rog ca să încheiem cu sportul. Nu va fi probabil foarte curând campioană mondială de fotbal în România, dar aș vrea să aibă șansă. Și aș vrea să-i vedem pe copiii noștri, indiferent de clubul sport, să poată să joace fotbal, tenis, basket, în terenul lângă cartier, fără să fie nevoie să se înscrie într-un club sportiv. Sunt două subiecte diferite, dar aveți dreptate. Să dăm o șansă sportului, să dăm o șansă copiilor. Să-i scoatem pe copii din fața calculatorilor, sălile de jocuri și, bineînțeles, mall, să vină corect. Să facă sport. Să da. Asta este ceea ce cred eu. Promisiunea de campanie, actuală echipă, da. Vreau să spun numele, că n-am voie, a fost că vom construi aceste spații. Voldemort din Harry Potter, cel al cărui nume nu-l pronunțăm. Știam, cine nu vă dă voie? Păi mi-a spus că e alt subiect, m-a vorbit asta de asta, da, aveți dreptate. Okay. V-am invitat, sunteți oaspetele nostru, vă ascult. În promisiunea de campanie așa scrie, vom construi lucrurile astea. Haideți, domnule, să le construim, că nu e chiar așa de greu să facem două săli de sport la școli și niște săli prin cartier, să batem și noi mingea, să creăm amintire, așa cum am spus. Lucrurile astea sunt pe cale de a fi făcute. Le va face viitoare administrație, ori dumneavoastră, ori alții, probabil care că le vor face. Și sunt lucruri pe care le-am spus și eu trebuia și administrației Făgădău și lui Decebal Făgădău. Acum le spun și domnului Rusu și eu visez la același lucru, visez la cartiere în orașul ăsta în care nu doar copiii, ci și bunicii noștri pot să iasă seara, pot să iasă împreună într-un loc, într-un spațiu în care să joace o miuță, cum spunea Cristian Hagi. Și Cluj asta, dar nu mai zic nimic de Cluj. Și văd asta acolo la Casa de Cultură, unde spuneam că e acea mică țară a piticilor, văd
părinți împreună cu cei mici care ies și joacă un fotbal, un basket, își petrec seara împreună, bunici care de asemenea încheiem o comunitate, să începem să avem apartenența asta la oraș, că așa sincer, ne place. Sincer, și dorința noastră. Da, și dincolo de asta, încă ceva, noi am mai spus-o, sunt în proces cu Consiliul Municipal, supărat foarte tare pe Ionuț Rusu, eu personal, apreciez faptul că a venit în emisiune și a vorbit despre... Dar știți că nevoastră sunteți supărat pe mine degeaba. Domnule, pe toți consilierii municipali și pe noastră și pe domnul primar, am spus-o. Da. Da, dumneavoastră m-ați găsit pe mine țintă astăzi. Ba da. Astăzi nu. Nu, astăzi când vorbim în general. Pentru un singur motiv. Pentru că eu sunt singurul care v-a răspuns la telefon. Nu, mi-au răspuns la telefon. Credeți-mă, când a fost vorba despre acel, când a fost vorba despre acel lucru, singurul care v-a dat detaliile detaliat, am fost eu și dumneavoastră a spus că eu sunt inițiator. Dar nu face subiectul acestei. Și noi eu vin la dumneavoastră când vreți și vorbim și vorbim despre că mi-ați răspuns la telefon, da, am avut dialog de atunci până acum n-am mai vorbit, dar dincolo de asta apreciez faptul că nu e nici din vina mea că nu o consider vină. Mie ne bine așa. Una peste alta apreciez faptul că ați venit aici și a spus lucrurile lor pe numai așa cum le vedeți dumneavoastră. Adică dialogul e o cale de a afla adevărul. Ultima întrebare. Mai invitați-mă și veți vedea că voi veni de fiecare candidați dată. La ce candidați? Haideți să vă întreb așa. Avem un an cu foarte multe alegeri. Unii consilier vor... local. Deci rămâneți în continuare pe alegerile locale? Absolut. Nu candidați la parlamentare? Sub nicio formă. Nu vă doriți să plecați la București? Sub nicio formă. Eu îmi doresc să rămân în Constanța. Cum adică din partea cărui partid păi există? De la PNL? Da, păi de ce există vreun dubiu? La PNL. Eu n-am niciun fel de problemă, pentru că eu îmi doresc să rămân în Constanța. Știu, dar... Și punct. Eu nu doresc nimic altceva decât Constanța. PNL, nimic altceva nu doresc. Practic, ideea este să rămâneți în continuare în Consiliul Local, respectiv viceprimar, bănuiesc. Viceprimar, dacă partidul, colegii și noua structură politică îmi va permite să se întâmplă, să fiu din nou viceprimar. Da, eu am mai spus-o în emisiune și o spun din nou, eu cred că Virgil Chițac va câștiga încă un mandat. Dacă eu sunt convins că va eu câștiga așa un cred mandat. Că se va întâmpla, nu văd la momentul ăsta nimic în jur. Sau cel puțin PSD-ul joacă mână moartă. Am mai spus și asta în emisiune, dar indiferent cu cine alege, dacă... Am promis că nu vorbesc despre politică. Nu, am spus-o eu asta pentru că domnul Rusu a fost deschis și a spus, domnule, da, adică e, cred că e primul politician care vine, știi că politicienii vin de obicei în emisiune și spun e prea devreme, o să vedem, ne mai gândim, vom spune la momentul respectiv, sunt... Nu, domnule, eu sunt o persoană asumată de secundă numărul. Deci și consilier local... Doresc în continuare să fiu consilier local, în funcție dacă... de conjunctură, viceprimar. Cei din partid consideră că mi-am făcut treaba așa cum au văzut-o ei bună și conjunctura va fi de asemenea natură, îmi doresc în continuare să fiu viceprimar. Dar asta nu depinde de mine. De mine depinde doar să-mi doresc să candidez ca și consilier local și o voi face. Și să câștigați votul, sigur că da, cetățenilor care se uită la noi în acest moment. Mulțumesc mult pentru deschidere. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumesc, Cristi, pentru că ai fost prezent și tu astăzi în emisiune și pentru vă mulțumesc amândurora pentru dezbaterea frumoasă. Vai, a fost o... A fost o discuție foarte frumoasă, a fost o discuție absolut, cu corect. Puncte de vedere diferite, dar eu zic că cei de acasă au avut... Let's agree to disagree. Let's agree to disagree și cei de acasă să înțeleagă exact că da, se pot face și astfel de dezbateri deschise cu hârtiile pe masă, cu puncte de vedere pro și contra. Mulțumim pentru că ne-ați fost alături, o zi frumoasă, în continuare, la revedere!